Bine ați venit, vă spunem din tot sufletul. Bine v-am regăsit, dragii noștri. Uite că din nou Ardealul și Banatul împreună și ne bucurăm tare mult că am poposit și în această dimineață la dumneavoastră. Așa, îi salutăm pe toți cei de la Edno TV, în special pe doamna producătoare. Mulțumim că de fiecare dată ne primește cu mare drag. Și astăzi am venit cu un motiv de sărbătoare, pentru că, dragii noștri colegi... Nu, dă-ne motivul că sărbătorim! Da, păi uite ce am în mână, tocmai am Vanessa lansat Jarja, noul album împreună alături cu soțul Adrian Ostafie. Aveți un album nou-nouț. Să-l vedem, să-l vedem! Călduț, călduț! Să-l vedem! Foarte, e fierbinte! Dragilor, noi vă urăm mult, mult succes cu acest album nou. Ținem, Doamne, anii mei se numește. Aveți 15 melodii. Eu sunt convinsă că sunt unele dintre cele mai frumoase melodii. Vă urăm succes și bineînțeles că vrem să ne povestiți un pic despre album, dar toate la timpul lor. Dar să mai ne spunem bună dimineața. Mariana Zota, bună dimineața. Bine v-am regăsit, dragii singurică? Mei. În dimineața aceasta, da ce? Singurică. Măi, avem un motiv foarte întemeiat. Te rugăm. Vi-l spun imediat. Noi trebuie să motivăm absența. Sigur, sigur, nu se sigur poate. Au chefuit în cinstea albumului, da, știi? Aseară, aseară, după lansarea Vanesei la Rămășac, pe Folclor, tot la voi aici, în Casa Etno, am mers la hotel, ce credeți? Na, o mică petrecere, așa? Și Bogdanel, al meu, trebuie un pic să-și revină, pentru că ne așteaptă un drum... Nu. Ne așteaptă un drum lung. Și atunci... Da, drumul trebuie să te bazezi pe el până la Timișoara, bineînțeles. Și de partea cu asta din spate, și știți atunci voi când merge la poliție, să fie ce trebuie. Am înțeles, am înțeles. Bună dimineața, Iasmina Iova! Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața telespectatorilor noștri. O felicit încă o dată pe Vanessa. Mulțumesc pentru album. Mulțumim, Andrada, pentru că ne-ai adunat și în dimineața aceasta. Și vreau să-i urez la mulți ani bunicului meu, pentru că astăzi este ziua lui de naștere. La mulți ani! Mulțumim! Cum îl cheamă pe bunicul? Mihai Iova. Domnul Mihai Iova! La mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani! Să vă trăiască nepoata, să vă bucurați de anii aceștia frumoși și să ne urmăriți pe noi cei de la Matinal și Populari. Mulțumim! Bună dimineața, Ioan Alexandrescu. Bună dimineața, vă spun și eu. Mulțumim frumos de invitație, mulțumim. Noi Vanessa cu mare drag. Mulțumiți Andradei, care o gașcă atât de frumoasă. Mulțumim, de Andrada, prieteni și a trezit și în această dimineață Vanessa, pe toți. Că a imprimat un album frumos și uite ce ocazie minunate de a vă strânge împreună, da, de a ne vizita pe noi aici la Matinal și Populari. Și eu propun să continuăm petrecerea așa noastră. Așa zic și eu. Andrada, ne cânti? Cu mare drag. Dragi telespectatori, cântă pentru dumneavoastră Andrada Bârsăoan și Lazar Arman. Uită că l-ai ajutat, măi omule, omule.
la 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 Bravo!
Bravo, Vanessa! Mulțumesc. Foarte frumoasă melodie. Vreau să ne povestești un pic despre album. O melodie care dă titlul albumului. Da, o melodie care mă reprezintă și mă rog bunului Dumnezeu să-mi țină ani așa, de aș putea aș opri acum timpul în loc, pentru că este cel mai frumos moment al vieții mele. Ne-am dorit amândoi, din tot sufletul, să realizăm un album împreună și uite că am reușit. Am muncit 2 ani de zile la acest CD și eu zic că a ieșit ce trebuie. Acum să vedem părerea telespectatorilor, sper să ajungă la sufletul lor. Nouă ne-a plăcut această melodie, cu siguranță și telespectatorii noștri vor să le descopere și pe următoarele și cred că poți să îi inviți să achiziționeze acest album. Puteți să mulțumiți celor care v-au ajutat, dacă vreți să amintiți pe cineva. Sigur că da, mulțumim Ionica Ștepon, el s-a ocupat de sunet și mixaj pentru acest album. Mulțumim tuturor colegilor care s-au ocupat de linii melodice, pentru texte, mulțumim domnului Adri Drăgan, Maria Borțun Popescu și mulțumesc și logodnicului meu pentru că el a dus toată munca cea grea în studio. Adrian Ostafie, bineînțeles. Noi vă urăm succes pentru că știm câtă muncă este dincolo de a veni în fața publicului cu materialul finit. Iar mai încolo, cu siguranță, vom vedea cum sună și celelalte melodii. Dar până atunci, dragi prieteni, eu zic să o ascultăm și să continuăm petrecerea cu Mariana Zota. Așa facem! Și pacima multă când cu suflet pentru suflet îmi pun viața numai în cântec când la lumea și mă ascultă de dor și pacima multă muzica și patima nimeni nu mi le mai ia oriunde viața mă duce cântec cu acasă mă duce. Și patima nimeni nu mi le mai ia oriunde viața mă duce când ce cu acasă mă duce. Și-n gând să-ți vinge inima care mult năcază în ea. Stai, omule, ca să-ți gând și-am în suflet și-n gând să-ți vinge inima care mult năcază în ea. Muzica și dușe, muzica și patima nimeni nu mi le mai ia oriunde viața mă duce când ce cu acasă mă duce. Yeah.
când ce cu acasă mă duce. Muzica și patima, nimeni nu mi le măia, orice viață mă duce, când ce cu acasă mă duce. Bravo, Mariana Jota! Foarte bravo, frumoasă foarte melodie. Frumoasă melodie. Ai văzut că noi ne-am ridicat la joc. Și, draga mea, îi spui soțului tău, prietenii la nevoie se cunosc. N-ai venit tu cu mine la emisiune? L-am avut Lazar, l-am avut pe Adrian. Păi te-au însoțit. Prietenii noștri și prietenii la nevoie se cunosc. Asta am spus. Ce gașcă frumoasă de prieteni, dragi telespectatori. Ia-s Mina Iova, eu, pentru că observ că de-aia sunt pus aici să observ. Dar ce tot. Spirit de observație ai, da, domnul Mihalis. Da, să vezi ce spirit Mihalis. De observație au și colegii din regie, eu ca eu, dar să-i vezi și pe cei din regie. Vreau să faci așa un dans un pic. Așa. Eu poți să vin în fața un pas ca să te analizeze mai devreme, încă un cum... pas, te rugăm. Nu, deja știu. Camera te analizează. Ia de zi, Andrada, că nu-i măritată. Poftim? Că nu-i măritată, nu? Că nu-i măritată? Nu ești măritată? Nu sunt. Nu ești măritată. Te mărită el. Dar eu vreau să mai dansez o dată, dar mai mult cu mâna stângă. Așa. Dragi telespectatori, ce vedeți pe mâna stângă? Da, vrem să știm și noi ce vedem pe mâna stângă și ce scrie. Ce însemnătate are? Pe mână mi-am scris numele părinților mei. Cât de frumos! Da, frumos! Îi salutăm? Sigur! Te și rog, pe tata frumos. Și pe mama le spun că iubesc, că mi-e dor de ei și că de-abia aștept să ajung acasă. Și că în permanență sunt ștanțați pe tine. Exact! În permanență îi porți sunt ștanțați suflet, pe dar tine. Ai ales mereu, să... Când mi-am făcut acest tatuaj, nu le-am spus absolut nimic, le-am trimis doar poză cu rezultatul final. Taică mi-a sunat și m-a întrebat ce e ăla. Cum ce e ăla, tati, tatuaj? Du-te, șterge-l. Cunosc no, reacția tati. Asta. Parcă mi-amintesc cu mulți ani în urmă. De unde ți-amintești tu? Iată, tatăl stai, meu a spus, draga mea, că tatăl meu a spus același lucru. Lasă prostiile și du-te și spală-l. Băgați o burtieră, măi, secretele tati. La viniei. Știu că și tatăl tău cântă și este un instrumentist da. De excepție, de acolo, mulțumesc. De la voi din zonă. Vii dintr-o familie de muzicanți, iar sigur. Tu ești o fată foarte talentată, mulțumesc ca voi frumos. Toți de altfel. Suntem talentați. Da. Așa cum a spus și colegul meu, Mihalis, formați o gașcă minunată și ne bucurăm de prezența voastră aici la noi, la Matinal și Popular. Poate vrei să saluți pe cineva în afară de părinții tăi? Unde te găsește lumea? Sigur. În primul rând vreau să-i salut pe toți telespectatorii noștri, pe toți cei care ne urmăresc, pe toți prietenii, aceia puțini, dar buni. Aceia puțin, da, bun. Da. Și să ne spui și salonul unde ai făcut tatuajul ca să mă nu, duc să-mi fac nu, Glumesc. Draga mea Lavinia, pentru că revin la colega mea, tu ești, ai vreun tatuaj? Măi, Mihalis, pentru că ai spus că ai fost că în eu acea, aici sunt într-o gazdă. Situație similară. Andrada, cum ai ieșit din, din situația aceasta? Yasmina. Aici. Nu că, da, bineînțeles. Nu-i problemă, că ne dai porcul de Crăciun. Și, Yasmina, scuză-mă, mai dau oare, da, oare Andrada are vreun tatuaj ascuns? Nu. Nu, nu dar eu dar Andrada și Lazar, voi când faceți nuntă? Cele în două octombrie, nu se fac și în octombrie. În octombrie, octombrie și noiembrie. Ieri tocmai datele, mi-am ales rochia de mireasă. Datele trebuie să ni le notăm. 24 octombrie și 7 noiembrie. Pe 24 octombrie unde suntem? La Satu Mare. La Satu Mare. Joi. Și în noiembrie la? La Bistrița. Bistrița. La Bistrița. Două nunți mari și frumoase. Eu mai dau din casă. Da, știi ce am văzut? Dă-i. Andrada, acum cu nu, că el vede tot, mă, vă scanează și a postat pe YouTube da. Un colaj de melodii de petrecere foarte frumoase. Și cântate împreună cu formația, drept pentru care vreau să le spună telespectatorilor despre canalul ei de YouTube și o fac și să pentru ne abonăm că și noi. Eu sunt abonat deja, pentru că mi-a plăcut foarte tare acel colaj făcut de tine împreună cu logodnicul tău, dar în curând soțul. Și vreau să-mi povestești cum ai ales piesele, pentru că am văzut acolo varietate de piese și varietate de genuri muzicale. Da, dar din păcate nu se mai găsește acest colaj pe canalul de YouTube pentru că unii dintre artiști n-au fost de acord să le reinterpretăm noi. Foarte frumos! Să-l puneți pe unde puteți. Da, puneți-l pentru că este foarte frumos. Mulțumim! Noi ne bucurăm din suflet pentru că a fost la sufletul tuturor ascultătorilor și
acum știți vorba aia, un șut în funde. Un pas înainte, da, fraților! Așa. Și o să suntem motivați de aceea să scoatem cât mai multe cântece și cât mai multe melodii. Dar vă invit pe toți să vă abonați la canalul nostru. Dar stai să vezi unde băteam. Da. De fapt. Voi să veniți live aici la noi și ba să facem toată o emisiune live și puneți colaje pe YouTube pe fiecare canal. Aici vroiam să ajung. Când vedem acea demonstrație care nu mai este pe canalul de YouTube, drept pentru care va fi în premieră la Matinal și Populari, dar până atunci o punem pe prietena noastră să cânte Iova pentru părinții ei. Pentru toți tata, telespectatorii, dar și pentru și noi. Și eu fug să iau doi miei. Doi ei? Doi iau. Iasmina Iova cântă pentru dumneavoastră! Thank you.
dragilor, maratonul petrecerilor continuă la noi la Matinal și Popular, așa cum v-am promis, surprizele se țin lanț. Așa este, dragul meu Mihalis, este vineri, deja am intrat în weekend, nouă ne place să petrecem. Suntem alături de dumneavoastră aici la matinalul dumneavoastră preferat, cel mai iubit, măi Lilișor, măi, știu că și tu ne iubești. Suntem împreună cu taraful Marian Alexandru și eu zic, dragul meu Mihalis, să se întregească această echipă a maestrului Marian Alexandru, pentru că vine o domnișoară pe la noi, o domnișoară frumoasă, talentată și care are o legătură de sânge cu maestrul Marian Alexandru. Așa este, draga mea. Eu zic să-i dăm drumul petrecerii, pentru că Alina în această dimineață, împreună cu taraful Marian Alexandru, vor cânta 100% live. Pentru dumneavoastră, eu zic să-i spunem bună dimineața, Alina Alexandru! Hai să-l pupăm și pe tati, te rog. Îl pupăm pe tati. Așa, așa. Dar nu v-ați mai văzut de mult din curii, se facă-se voia lui Mihalis. Noi suntem mai pupăcioși așa de fel. Mai ales de când am venit aici la Matinal și Popular, suntem tare pupăcioși. Cu toată lumea ne pupăm. Ce face Alina Alexandru? Foarte bine. Într-o formă așa de zile mari, arăți foarte bine. Ne pregătim bine, pentru vară, nu? Păi, așa facem. Așa trebuie. Ne pregătim pentru vară? Ce facem pentru vară? Cum trebuie să ne pregătim? De când zic și eu, de asta iarnă că mă pregătesc pentru vară. Și o să mă ia vara prin surprindere. Și eu mă pregătesc, am mâncat niște sarmale până aseară. Păi nu așa încercăm. Nu? Nu. Dar cum? Să mâncăm sănătos. Sănătos? Zic. Păi sarmaua nu-i sănătoasă? Nu. Eu știu că sarmaua o fac gospodine. Da, el are niște sarmale mai nesănătoase. Da, păi dacă spui de-astea sarmale, noi ce facem? Sarmale, niște ne porc nouă, la garniță. Poftă și o să vrem și noi. Eu mănânc foarte sănătos. Eu totul e făcut în casă. Ies din ecuația asta și intru în această ecuație. Salate și muzică frumoasă. Și eu îți propun să ne cânți, iar și noi, noi să facem mișcare. Foarte bine, da, să mă împreună. Mișcarea face bine și muzica ne alină sufletul. Iar tu ești foarte, foarte talentată și împreună cu maestrul Marian Alexandru n-ai cum să facem dai greș. Echipă bună. Faceți o echipă extraordinar de bună și invităm pe toți cei de acasă să intre pe paginile voastre de Facebook. Da, Alina Alexandru și taraful, Marian Alexandru. Și bineînțeles și pe canalul lor de YouTube. Vă puteți abona, acolo îi vedeți live. Cu dar acum îi vedeți live la noi, la Matinal și Popular. Dragi telespectatori, Alina Alexandru și taraful Marian Alexandru. 100% muzică live! Thank you.
ce soarta este rea și ne desparte. De ce ești de parte, de ce nu ești aproape? Iubire în viața mea eu îmi doresc, cu lacrimi poftesc, pe tine te găsesc. Lună albă, lună-mi șată, luminează-mi calea, e star vârligată. Ce-am lui Iermu, tip s-am clisit, când te strâng în brață, vrută m-aș tu izi. Lună albă, lună-mi șată, thank you.
Bravo! Bravo, Alina! Bravo, dragilor! Maestrie, virtuozitate la noi în platou, Alina Alexandru și Tarafu Marian Alexandru. Draga noastră, te invităm pe turcoazică alături de prietenii noștri să te odihnești un pic, să bei o cafeluță, un ceai și zic să facem schimb de locuri cu Ioan Alexandrescu. Ce zici, Ioan? Vrei să stai de vorbă un picuț cu noi? Te invităm lângă noi la scenă, vrem Ioan. Vrem să te punem și pe tine la cântat, dar înainte de toate vrem să și vorbim. Bineînțeles că poate ai pe cineva să saluți de acasă. Ai venit cu gașca ta minunată, sunteți cu toții talentați, oamenii știu acest lucru. Da, am să salut pe cineva și nu este oricine. Cea mai importantă ființă din viața mea, soția mea, care pe 27 o sărbătoresc. Îi spun la mulți ani și la mulți ani, spunem mult și la noi. Mulți ani? Pe părinți și pe toți prietenii noștri. Cum se numește soția? Ionela. Eu sunt Ionela. Ioan, trebuia să-mi iau Ioan și-a luat o Ionela, bineînțeles. Cântă și soția ta? Nu, nu. Nu cântă. E suficient. Dar te ascultă pe tine. Te ascultă pe tine? Tot dragul. Te ascultăm și noi? Sper. Cum este la voi? Tu cânti și acasă sau doar pe scenă? Că de obicei cei care cântă pe scenă zic, domnule, nu mai cânt acasă. Acasă, sincer, da. Să cânte altcineva, dar am da? Un avantaj. Așa, te rog. Când o supăr, îi cânt. Și atunci și trece. Și trece. Îi trece. Dragi telespectatori, supărați sau fericiți, vă alină în continuare sufletele Ioan Alexandrescu! Bravo! Spune-mi, Doamne, ce-ai norocul și cum l-ai lăsat? Călcau, Doamne, tot locul și nu l-am aflat. Spune-mi, Doamne, ce-ai norocul și cum l-ai lăsat? Călcau, Doamne, tot locul și nu l-am aflat. Ce să fac, Doamne, junge să mă duc? Călcau, Doamne, de-o viață și tot nu l-ajung. Ce să fac, Doamne, junge să mă duc? Îl caut, Doamne, de-o viață și tot nu l-ajung. Dacă norocul nu-l ai, nu-ți merge bine. Numai de necazuri dai, nimeni nu-i ca tine. Dacă norocul nu-l ai, nu-ți merge bine. Numai de necazuri dai, nimeni nu-i ca tine. Dacă n-ai noroc, nu ești fericit. Poți să-l cauți oriunde în lume, nu-i de găsit. Dacă n-ai noroc, nu ești fericit. Poți să-l cauți oriunde în lume, nu-i de găsit. Dacă s-ar vinge pe bani, l-aș plăci cu ani. Îl mai mare preț l-aș da și l-aș cumpăra. Dacă s-ar vinge pe bani, l-aș plăci cu ani. Îl mai mare preț l-aș da și l-aș cumpăra. Ce să fac, Doamne, junge să mă duc? Îl caut, Doamne, de-o viață și tot nu l-ajung. Ce să fac, Doamne, junge să mă duc? Îl caut, Doamne, de-o viață și tot nu l-ajung. Thank you.
pasă. Că mereu când vrei și vine, lai, lai, da, 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 da. Și nu dă seama la nimeni, lai, lai, la. Că mereu când vrei și vine, lai, lai, da, 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 da. Și nu dă seama la nimeni, lume, mă. Și vrea e că-l fac când cu mâiune. Și după o lună întreagă îl fac e mâncă din palmă. Și-apoi s-a rugat de mine, lai, lai, la, 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 la. Și când merge și când vine, lai, lai, la. Și-apoi s-a rugat de mine, lai, lai, la, 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 la. Și când merge și când vine, mă. Draga noastră, foarte frumoasă melodia, dar de ce cocoșii sunt doar lăudăroși? Vreau cu traducere și cu subtitrare. Translate. Deci, piesa asta este o piesă satirică pe care am îndrăznit să o cânt. Acum nu neapărat că eu sunt cocoșul în casă sau ceva, la noi există egalitate. Egalitate dar, de șanse. Dar majoritatea, cam așa se spune... Că-s numai lăudăroși, asta vrea să spună că... Din ciclu, câinele care latră nu mușcă. Nu mușcă, corect. Da, noi nu mușcăm, dragi telespectatori. Doar lătrați. Poftim? Doar lătrați. Uneori. Uneori. Și noi le batem mult de obicei. Uneori trebuie să lătrăm, că altfel nu facem treabă bună. În această dimineață, așa cum bine ați văzut mai devreme, prietena noastră, Vanessa, și-a lansat un album foarte frumos, drept pentru care vrem să mai ascultăm piese de pe acest album. Ești de acord? Foarte de acord. Mai povestește-ne un pic despre album. Da, conține 15 piese, se găsește în toate magazinele de specialitate și am uitat să menționez, vreau să mulțumim producătorului nostru, Doru Țăranu, îl pupăm împreună cu soția lui și îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Și le dedicăm următoarea? Următoarea piesă o dedic tatălui meu în special și tuturor taților care anul acesta își vor mărita fetele. Își vor mărita fetele? Trei aici. Da. Trei aici? Da. Păi eu spun cel mai bine să vă prezentați amândoi în acest moment, să-l iei și pe Adrian, să poftiți în față, să vă prezentați, să spuneți ce cântați și să-i mulțumiți tatălui. Vă rog frumos. Ok. Mă numesc Vanessa Georgia. Așa, și Adrian. Și? Și Adrian Ostafie. Da, și tată, îți cântăm această piesă cu dedicație specială. Dragi telespectatori, să-i ascultăm, veselie! Thank you.
să vină, sănătate largă poarta, au căci să mărită fata și scoace răchia bună. Cănuntașe șep să vină, tată, tată, ai o fată, tată, tată, și-i faci nuntă, ieri am fost dragut în casă. Azi îți pușă mireasă, tată, tată, ai o fată, tată, tată, și-i faci nuntă, ieri am fost dragut în casă. Azi îți pușă mireasă. Ce petrece, că ușor gândul-ți trășe, cum o fi ziua de mâine, când noi mai fi lângă cine. Ce rog, tată, ce petrece, au că ușor gândul-ți trășe, cum o fi ziua de mâine, când noi mai fi lângă cine. Și-i faci nuntă, ieri am fost dragut în casă. Azi îți pușă mireasă, tată, tată, ai o fată, tată, tată, și-i faci nuntă, ieri am fost dragut în casă. Azi îți pușă mireasă. Azi îți pușă mireasă, tată, tată, ai o fată, tată, tată, și-i faci nuntă, ieri am fost dragul de casă. Azi îți pușă mireasă. Ce tată în horă, au că plec de la cine noră, și la nunta mea să fie. Nu mă joc și veselie. Tată, tată, ai o fată, tată, tată, și-i faci nuntă, ieri am fost dragut în casă. Azi îți pușă mireasă, tată, 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 și-i faci nuntă, ieri am fost dragul de casă. Azi îți pușă mireasă. Bravo! Bravo, noastră, Vanessa Jar,
deja. Îți urăm mult, mult succes cu noul album. Vă invităm pe voi, pe Turcoazică, să vă odihniți și bineînțeles că după acest weekend frumos începem o săptămână minunată împreună. Ce facem noi luni, Mihai? Luni dimineață, dragi telespectatori, vom sărbători Ziua Națională a Greciei și probabil vom avea o petrecere grecească așa cum nu ați mai văzut până acum. Abia sunt jumătate grec și am zis că pentru că suntem fericiți că putem sărbători Ziua Greciei, dar vom face așa un mix balcanic, muzică grecească și muzică românească. Ce frumos! Pentru că noi de fapt am găsit un motiv de sărbătoare, draga Știi mea. Știi că n-am fost niciodată la o petrecere grecească? Nu ai fost? Uite, prima Aduc eu petrecerea grecească aici la noi în platou, draga mea, la Vinia. Tot timpul vii cu o bucățică din Grecia ta frumoasă la noi, cu soare, cu de toate, cu energie pozitivă, dar cu energie pozitivă și muzică extraordinară, vine și Taraful Marian Alexandru, pe care vrem să-i ascultăm chiar acum. Taraful Marian Alexandru, muzică live. Stați cu ochii pe noi. Okay. Muzica maestre.
Dragii noștri, suntem la Matinal și Populari și priviți ce turcoazică plină de fete frumoase avem noi și în această dimineață de vineri. Și talentate eu. Completează, draga mea, de aceea te-am lăsat să completezi. Mulțumesc, dragul meu, că m-ai lăsat să completez. Completează. Uite și tu ce fete frumoase. Dacă și talentate. Dacă nu mă apuc de tricotat. Iar vorbiți ca între fete, tu nu mă ne lauzi pe noi, dar noi nu te lăudăm niciodată pe tine. Vă rog frumos, păi da, pentru că eu sunt gazdă și acesta este rolul silueta, meu. Îți invidiem înălțimea, îți invidiem frumusețea. Ei, ia să-mi spui măria ta de acum înainte. De cine, înălțimea. Eu? Ai, uite-te aici. Aș putea să spun că am glumit. Mulțumesc, Maria. Că nu am voie, este măritată, se uită. Mulțumesc. Doar Nelu. Nu mai îmi spune, uite-te aici. Cu aprecieri te uiți, nu cu ochi. Da, i-a lăsat Dumnezeu ochii să ne uităm. Da? Nu? Păi da. Bine. Doar te uiți. Dragi telespectatori, priviți! 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 Că de aceea ne-a lăsat Dumnezeu ochi. Să privim, dragilor, doar cu privitul rămânem. Dragilor, lăsând gluma la o parte, ce urmează nou pentru voi? Nu știu, poate vreți să anunțați pentru fanii voștri, pentru cei cărora le cântați la evenimente anul acesta. V-aș lăsa pe voi să vă salutați toți prietenii de pe Facebook, să intre pe paginile voastre, să dea un like. Și pe Instagram îi așteptăm. Bravo! Cu numele nostru. Și pe canalul de YouTube, bineînțeles, că acolo aveți parte de tot ce doriți să vedeți și să ascultați. Îi salutăm în primul rând pe cei dragi, familiile noastre. Le mulțumim pentru că ne sunt alături. Îi salutăm toți telespectatorii, toți cei care ne apreciază și, bineînțeles, toți miilii de anul acesta și de anul viitor și cei la care le-am cântat. Și, bineînțeles, că cu toții pregătim proiecte și sperăm de fiecare dată venim oricum să le lansăm la voi cu mare drag, chiar și în premieră. Ne bucurăm și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Da, și noi vă mulțumim. Iarăși le dorim tuturor un an cât mai bun, să avem o primăvară frumoasă, să vină căldura. La București a venit, la noi nu, încă. La noi, la Ardeal. Atunci veniți încă mai des, da, la noi, la București. Da, trebuie să venim mai des. Și să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Mariana Zota, uite, ai primit un mesaj de la Valentin Sonda, care spune că îmi doresc foarte mult să ne mai cânte Mariana Zota, o iubim foarte tare. Mulțumesc din toată inima, mai avem o piesă, mai am o piesă de cântat. Îs obișnuită să vorbesc la plural, dar Boc de astăzi, cum v-am zis, îl scuz, este motivat, da? De voi. Este motivat. Este motivat de tine, asta motivat, e cel mai important. Noi nu avem voie să... Are femeie înțelegătoare. Da, sunt foarte înțelegătoare. Eu nu aș vrea să plec de la voi în dimineața aceasta. Dragilor, ați primit foarte multe mesaje. Foarte multe mesaje. Și pentru Andrada, și pentru tine, și pentru Iasmina, și pentru Alina Alexandru. Am primit foarte multe mesaje. Toți vă felicită. Toți vor să vă audă, cântând. Dar Mariana vrea să salute pe cineva. Pe cine? Da, nu aș vrea să plec de la voi înainte de a-i ura cuiva foarte special în viața mea. Mamei mele, peste două zile împlinește o frumoasă vârstă. Aș vrea la toată inima să-i spun la mulți ani. Cum o cheamă pe mama? Maria. Noi spunem Marcela. Doamna Maria Marcela. Vă transmitem cu toții în echipă la mulți ani. La mulți ani. Și sănătoși. Da, la mulți ani. Cu sănătate, cu bucurii, suntem lângă tine, te iubim foarte mult și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și ea și tata. O salut pe cumnățica mea, împreună cu nepoțica mea, care acum sunt sigură că stau în fața micilor ecrane și se uită la noi și Alesia face na-na-na-na-na-na în continuu la televizor. Îi iubim pe toți, vă iubim, dragi telespectatori, și vă mulțumim că sunteți lângă noi, că ne ascultați cântecele și să știți că tot ceea ce facem, facem pentru dumneavoastră și mulțumim. Se vede. Da. Se vede că faceți din suflet, o faceți cu profesionalism și voi chiar aveți voci extraordinar de frumoase. Să știi și că vă felicit din tot sufletul timpul... că țineți, aveți un repertoriu extraordinar de frumos și aici când vorbesc, vorbesc pentru toți, pentru toate. Costumele voastre sunt frumoase și mă bucur că păstrați tradiția. Să știi că tot timpul, eu cel puțin, și sunt sigură că și colegele mele sunt la sentimentul meu, tot timpul când plec de acasă, am grijă ce costum să-mi aleg, cum să mă îmbrac, cum să-mi pun cârpa, cum să mă machez, pentru că
să fiu plăcută celor care mă urmăresc și celor care ne ascultă. Iasmina, poate vrei să spui și tu pagina de Facebook. Mai știi că vine Făt Frumos și dă un like tocmai acum, acolo. Eu l-aștept pe Făt Frumos, apară. Deci nu este în peisaj. Nu este în peisaj. Măi, Făt Frumos! Măi, tu te uiți la Matinal și Popular să vezi ce fată frumoasă avem noi aici. Te așteaptă pe... Cai putere sau pe calul ăla alb? Pe calul alb. Să vină deci pe ești calul. De modă veche. Vrea să vină pe calul alb. Toate se vor întâmpla la momentul vină, potrivit. Câți ani ai? 23. 23. Mulți înainte. Prea de vreme mai așteaptă, draga mea. Mai am timp, să vină. Normal. Ești la momentul în care trebuie să vezi cum stă treaba cu jockey, adică cei care merg și adapă cai momentan. Dacă înțelegeți ce vreau să zic, Alina, viața Alexandru, trebuie trăită din plin. La tine a venit Făt Frumos? Nu. N-a venit Făt Frumos. Dar nu l-aștept prea curând. Și nici nu l-aștept? Nu l-aștept prea curând, nu. Nu? Nu. Când va veni, va veni. Simți nevoia să mai petreci un pic. Da, normal. Să mai copilărească, da, când a auzit... Când a auzit tata. Păi nu ți-a plăcut răspunsul, presupun. Vezi? Da, tata a venit, îi asigură spatele. Avantaje și dezavantaje de a fi cu tatăl lângă tine. Sunt mai multe avantaje sau dezavantaje, Alina, în momentul în care ești cu tata la evenimente? Cu siguranță avantaje. Avantaje, bravo, avantaje. Bine punctat. Tot am vorbit cu Alina, eu zic să o invităm să ne mai cânte. Ea are un videoclip foarte frumos care rulează aici la noi la Ethno TV și cu toții cunoaștem melodia, pentru că o melodie frumoasă, o melodie de dragoste. Și vreau să spun pentru cei care nu știu, Alina își creează singură și liniile melodice în mare parte și da, textul. Este foarte, foarte talentată. Drept urmare că aștia nu sare departe de trunchi și Dumnezeu te-a înzestrat cu calități foarte frumoase. Iar eu zic să o punem la cântat. Așa este. Dragi telespectatori, pentru dumneavoastră, în minutele următoare vedem videoclip, dar și o ascultăm aici la Matinal și Populari pe Alina Alexandru.
cel mai frumos. În zâmbetul tău, cerul luminos, sufletului meu nu-i trebuie nimic, doar cu tine o clipă și sunt fericită. Sufletului meu nu-i trebuie nimic, doar cu tine o clipă și sunt fericită. Bravo, draga noastră, minunată melodie, te invităm alături de noi pe canapea și vreau să vă spun, dragi telespectatori, că în timp ce cânta Alina Alexandru, mi-a venit o idee, pentru că în platou avem taraful Marian Alexandru și pentru că a mea colegă, Lavinia Furtună, a făcut un album extraordinar, orchestrat cu virtuozitate și cu maestrie de către maestrul Marian Alexandru. Mi-am propus în această dimineață să vă fac o surpriză, să vă încânte colega mea dragă, Lavinia Furtună. Vorbește lume multă că-s frumoasă și savută, că mi-am luat bărbat făcut, ce mai noroc am avut. Mă vorbește lume multă că-s frumoasă și savută, că mi-am luat bărbat făcut, ce mai noroc am avut. Ia lume, ia tot ce-i vrea, ia tot pânte-i sătura, norocul și mintea mea, lume nu mi le poți lua. Eu știu că-n mintea sa m-ar mânca dacă ar putea. Văd pe una prefăcută că mă place și mă ascultă, dar eu știu că-n mintea sa
Bravo, draga mea, Lavinia! Extraordinară melodie, eu iubesc această melodie. Lavinia știe acest lucru. Îți mulțumesc, draga mea. Haide alături de noi. Lasă-mă aici între fete. Pentru că tocmai ce ai prestat, ai fost un performer în emisiunea noastră. Dragi fete. Mulțumesc, domnule Mihalis, că mi-ați acordat această oportunitate. Mai rar, dar eu acord. De a performa în cea mai frumoasă emisiune matinală. În cel mai frumos matinal. Cea mai mare audiență. Cu cea mai mare audiență. Pentru că trebuie să ne lăudăm, dragi telespectatori. Și ne înclinăm în fața dumneavoastră. Voastră, pentru că în fiecare dimineață când vedem audiențele pe zilele care au trecut, sare așa inima în noi și asta se datorează dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că suntem în topul preferințelor dumneavoastră și ne înclinăm ca de fiecare dată. Și să știți că tot ceea ce facem, nu știu de ce am vorbit la două microfoane, nu mi-a tras nimeni atenția, bine că mi-a revenit. Probabil că am vrut să mă aud un pic mai bine. Să știți că tot ceea ce facem, facem cu tot sufletul, cu emoție, cu responsabilitate și cu toată dragostea și energia noastră și eu sunt convinsă că noi nu putem să mințim publicul și oamenii de acasă ne simt că suntem simpli, că nu devotați, facem, da, trup că, și suflet. Exact. Și nu facem nimic fals. Suntem așa cum suntem noi, naturali, cu bune, cu rele, cu trăirile noastre, cu emoțiile noastre, dar cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea venim în fața dumneavoastră și ne străduim să aducem oameni frumoși și talentați. Și inima noastră crește când dumneavoastră apreciați acest lucru. Cărora le oferim cu drag respectul cuvenit. Dragi telespectatori, cu respect, pentru respectul dumneavoastră față de noi, trebuie să intrăm și într-o scurtă pauză de publicitate. Stați alături de noi, revenim!
Marian Alexandru, maestrului Marian Alexandru, nu putem spune decât talent și virtuozitate, maestrie la cel mai înalt nivel. Vă mulțumim din tot sufletul pentru efortul, pentru că știm că este un efort să fiți alături de noi aici la Matinal și Populari. Vă mulțumim că ați făcut încă o dată acest platou să vibreze de emoție. Noi v-am admirat, v-am aplaudat cu siguranță și cei de acasă au făcut același lucru. Așadar, dragii noștri prieteni, dacă vreți ca evenimentele dumneavoastră să se transforme într-un adevărat spectacol, ei bine, știți la cine să apelați, la maestrul Marian Alexandru, care cu siguranță își va întregi taraful lui minunat și va veni, va face spectacol la evenimentele dumneavoastră. Dar, așa cum v-am anunțat un picuț mai devreme, luni vom petrece Ziua Greciei aici la noi la Matinal și Popular și așa ca și o avanpremieră, eu vreau să-l provoc pe colegul meu Mihalis să ne cânte o frumoasă melodie pentru că el are melodii extraordinare. Vă invităm la dans, Mihalis Dumitrache.
Dușmanii mânioși, la el, la el, la el, la el, că-n fi noi prea păcătoși, la el, la el, la el, auzi, dușmanii mânioși, la el, la el, la el, la el, că-n fi noi prea păcătoși, la el, la el, la el. Și ce pati minor legal, la 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 la, de nu ne putem lăsa, la 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 la. Draga noastră Iasmina, vă invităm pe toate trei pe Turcoazică pentru că vrem să stăm la taifasuri. Așa este, Mihalis, stăm la taifasuri, dragii noștri prieteni, nu uitați, a apărut revista Taifasuri, o găsiți la toate chioșcurile de presă. Noi vă invităm să mergeți să cumpărați revista Taifasuri. De data aceasta este însoțită de un album, un CD de suflet ce conține o compilație a celor mai ascultate melodii interpretate de Tinu Vereșezan, Mirela Petran, Diana Seleagea și Claudia Ionaș. CD-ul include și superhitul Jos, pălăria pentru femei. Mergeți și cumpărați revista Taifasuri. Avem și o mulțime de premii, 2 autoturisme, 3 biciclete, 5 perechi de role. Noi vă invităm să vă și abonați la revista Taifasuri pe o lună, 3 luni, 6 luni sau 12 luni, după cum doriți dumneavoastră. În fiecare joi avem un editorial cu îndrăgitul Paul Surugiu Fuego, noul ambasador al revistei Taifasuri. Așa este. Articole foarte interesante. Uite, Victor Socaciu își deschide sufletul cititorilor. Cum se împacă cu muzica și politica, cum a reușit să creeze festivalul de mare succes Om Bun. Dumneavoastră găsiți articolul în paginile 16-17. Avem, ca de obicei, Farmacia Verde. Dar eu vreau să le întreb pe fete ce zodi sunt. Horoscop, bineînțeles. Nu se ce poate zodie, să lipsească Andrada? Horoscopul. Ce zodie ești? Ia să vedem. Sagitator. Mariana? Gemeni. Gemeni. Și Iasmina? Pești. Pești, ca e mine. Peștoaică. Alina? Taur. Taur. Trebuie să ne citești tuturor, iar Lavinia este berbec, se apropie cu pași repezi ziua ei. Hai să începem cu berbecii, da? Să începem cu tine. Păi cine împarte, parte-și face, doamnelor și domnilor. Berbecii se dezmorțesc și își revin după hibernare. Luna plină în balanță aduce vești bune, punctul culminant fiind în parteneriatele acestora. Aceștia sunt pregătiți să se dedice în totalitate relațiilor importante din viața lor. Taur.
Soarele intră în semnul berbecului și luna plină se formează în balanță, putând aduce complicații la locul de muncă. Acest lucru se manifestă ca și încheierea unor etape din viață, a unei rutine zilnice pe care o fac. Este o perioadă bună pentru a renunța la un obicei prost. Vei scoate melodii noi. Renunții la obiceiul prost de a ieși afară cu prietenii și vei face melodii noi. Ia să vedem pentru Iasmina. Pești. În această perioadă finanțele sunt în prim plan în viața nativilor pești. Astrele îi încurajează să nu se mai subestimeze și să conștientizeze valoarea pe care o au. Avem valoare, Iasmina, avem valoare și banii avem, vin la noi. Doamne, Mariana? Gemeni. Gemeni. Soarele intră în berbec, iluminând sectorul care le guvernează nativilor din zodia Gemeni, viața socială. Starea de spirit este bună și se bucură de o îmbunătățire a vieții sociale. Ia să vedem și pentru săgetători, pentru Andrada. Săgetător, este o perioadă bună pentru a face strategii. Săgetătorii sunt îndemnați să intre în legătură cu oamenii care au experimentat situațiile prin care trec și să fie deschiși la sfaturile acestora. Și lui Lilișor trebuie să-i citim balanța, pentru că auzim în cască balanță. Lilișor, balanța o citește chiar acum la Vinia. Balanță. Marte se conectează cu Pluto la 20 martie, ajutându-i pe nativii din balanță să aibă mai multă încredere în propria persoană. Acesta este un moment deosebit pentru apropiere în relația de cuplu. Vai, Lilișor! Bravo, Lilișor! Se întâmplă lucruri bune acolo. Văncică ne spunea să citim Taur. Cu Taurul... Păi nu fusești atent, Văncică. Nu ai fost atent, am citit Taur Văncică. Pentru Alina Alexandru. Dar știi ce-i transmitem prietenului nostru Văncică de la editorul nostru de montaj? Așa. Îi dedicăm următoarea piesă a prietenei noastre Mariana Zota? Se mai gândește. Da, eu vreau să o ascult pe Mariana Zota, dar vreau să le spun telespectatorilor că vor găsi și Cupidon Stălatai Fasuri dacă vor să se căsătorească, să se îndrăgostească. Așadar, dragi prieteni, mergeți, cumpărați revista Tai Fasuri. Eu îmi cer scuze față de cei cărora nu am reușit să le citim zodiacul, dar să știți că dumneavoastră puteți da o fugă la primul chioșc de presă și dacă cumpărați revista Tai Fasuri, veți găsi o mulțime de articole interesante, dar și horoscop. Draga mea, Lavinia, dragi telespectatori, cântă în continuare prietena noastră, Mariana Zota! Și lacrimi și bucurie au ca tot omul îngustat și din rău ca și din bine. Mulce-n viață le-am răbdat și lacrimi și bucurie au ca tot omul îngustat și din rău ca și din bine. Am plâns cu lacrimi de șudă, nu mi-a fost nici când ușor. Nimeni nu mi-a zis măcar o vorbă bună să-mi fie de ajutor. Am lăsat și de la mine și-am crezut că așa-i mai bine. Binele și-l facem azi nu să mă-i vege, în atâta rău să piege. Ți-am făcut doar bine, au, dar dacă am putut să ajut, am dat sufletul din mine. Nu mă bat cu pumnul-n piept, că-n viața am făcut doar bine, au, dar dacă am putut să ajut, am dat sufletul din mine. Am plâns cu lacrimi de șudă, au,
așe, azi nu să mă-i vege, în atâta rău să pierge. Am pierdut și o să mai pierd, că-mi palmă sufletul bun. Au, că mă-ncred în omenie și cred că tot omul-i bun. Am pierdut și o să mai pierd, că-mi palmă sufletul bun. Au, că mă-ncred în omenie și cred că tot omul-i bun. Am plâns cu lacrimi de ajuda, nu mi-o fost nici când ușor. Nimeni nu mi-o zis măcar o vorbă bună să-mi fie de ajutor. Am lăsat și de la mine și-am crezut că așa-i mai bine. Binele și-l face, azi nu să mai vege, în atâta rău să pierge. Bravo! Bravo, Mariana Zota, vă invităm alături de noi pe Turcoazică. Măi, să știi că sunteți foarte, foarte talentate. Piesa mulțumim. Asta mi-a ajuns la suflet și uite așa s-a făcut piele de găină. Ai făcut acolo apogiatura, am simțit tot sufletul, este extraordinară. Această piesă mi-a creat domnul Sorin Constantin de la Reșița și îi mulțumesc din toată inima. Da, tu îi dai o interpretare aparte. Da, mulțumesc. Deci dacă v-aș povesti așa toată istoria, cred că te împărășam mai tare. Deci vreau să zic că, pe scurt vă zic, pe drum oboseală până la Cluj să tragem în studio cu domnul maestru Ovidiu Silaghi, căruia îi mulțumim din toată inima, o amendă pe măsură din cauza unei depășiri pe o linie continuă a soțului meu, poliție, stres, nervi. De ce? Doar ca să mă încălzesc și eu un pic vocea, să intru și eu în studio așa ca un profesionist. Ce am făcut? Am luat o amendă mare. Am venit și fără permis, cu amenzi, cu de toate. Dar măcar ești bine sănătoasă la noi în platou. Numai, a trecut, ne bucurăm trecut, foarte meritat, tare că da. În această dimineață sunteți prezente aici, dar draga mea Lavinia, pentru că ne place muzica live, pentru că ne place taraful Marian Alexandru, pentru că și telespectatorii ne-au scris cât de tare își doresc să mai cânte, eu zic să-i punem la treabă. Așa este. Vă invităm, dragi prieteni, să, cum ai zis tu, să ne împărușăm? Da. Piele de găină, nu? Adică da, să se facă din nou piele de găină, pentru că taraful Marian Alexandru vibrează și bineînțeles nu că putem spune și piele de șarpe? Putem spune cum vrei tu. Avem instrumentiști extraordinari de... avem instrumentiști extraordinari de talentați la noi în platou și eu zic să cânte taraful Marian Alexandru. Muzica! Thank you.
Am revenit, dragii noștri, este vineri. Începem un weekend minunat, iar noi vom fi în acest weekend alături de dumneavoastră. În Bucovina de această dată, dar sperăm încet, încet să ajungem în toată țara. Vom fi acolo unde oamenii sunt calți și primitori în acest weekend și ne-am bucurat foarte tare dacă, să spunem așa, ca pe stadion, dacă ne-ați face galerie, dacă ați veni într-un număr foarte mare în orașul Frasin, acolo unde noi vom face niște ediții speciale. Draga mea Lavinia. Dar și astăzi am avut o ediție specială pentru că suntem în maratonul petrecerilor. Vrem să vă mulțumim tuturor pentru că astăzi am petrecut alături de voi o zi minunată. Mulțumim din suflet fetelor frumoaselor și talentatelor Andrada Bărsăuan. Mulțumim și soților voștri. Da. Vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Au fugit băieții, trebuie să... Viitorilor soți! Viitorii soți! Unde sunt băieții? Unde au plecat băieții? Mai pot de foame. Vai, nu mai pot de foame. Și muierile lor au stat la noi în emisiune. Și spun eu un secret. Trebuie să elibereze camerele. Iasmina, eu vă mulțumim din suflet și ție și te mai așteptăm cu mare, mare drag la noi. Mariana Zota, mulțumim pentru prezență, salutări și soțului. Mulțumim tarafului Marian Alexandru, mulțumim tuturor băieților, mulțumim Alina Alexandru pentru că astăzi ai trecut pe la noi și ne-ai cântat foarte frumos live. Mulțumim și sponsorilor noștri din Acord pentru sunet, Masaia Decoration Style, IE Tradițional Românească, atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier Cofetărie, Fetăria Claus și Nea Vasile Cozonac. Să aveți un weekend minunat! Vă mulțumim și dumneavoastră că astăzi ați stat alături de noi. Dragi telespectatori, ne revedem luni la o petrecere extraordinară grecească, dar și românească. Pentru că așa ne place nouă. Maratonul petrecerilor va continua și săptămâna viitoare. Nu uitați, bunătatea este gratis, profitați de ea. Weekend minunat! Cântă taraful Marian Alexandru!